Timp de o săptămână, elevii giurgiuveni vor învăța, distrându-se grație programului Să știi mai multe, să fii mai bun, promovat de către Ministerul Educației Naționale în cadrul școlii altfel. Creativitatea copiilor va fi în prim plan, aceștia urmând să ia parte la tot felul de proiecte gândite de profesorii și învățătorii lor. De asemenea, elevii au posibilitatea să viziteze diverse instituții, să ia parte la excursii și să învețe lucruri utile prin tot felul de activități cu caracter non-formal. Pentru a vedea la fața locului cum se derulează acest program în municipiu, echipa Valahia TV a vizitat școala gimnazială numărul 2 Mircea cel Bătrân. În sala rezervată clasei 1-a A, cei mici aveau o oră de pictură, subiectul fiind legat de apropierea sărbătorii pascale. Eu am pictat și am construit cu prietenul meu și îmi place foarte mult să pictez și îmi doresc asta, să fiu un pictor și să mă duc în țări și să călătoresc, să fiu un pictor foarte bun. Crezi că o să câștige echipa ta? Am auzit că se dau și ceva premii la sfârșit, diplome la sfârșitul săptămânii. Cred că o să primim noi diplome. Cred că o să fim cei mai buni. Alături de elevii clasei 1-a A s-au aflat și elevii clasei a 5-a B, acțiunea desfășurându-se în comun. Învățătoarea Cristina Caraconci a oferit mai multe detalii despre activitățile din această săptămână. Zilele următoare urmând să fie dedicate atât unor teme la clasă, cât și la plimbări în oraș, vizite la instituții și chiar o excursie. Astăzi prima activitate este dedicată sărbătorilor pascale, activități de abilități practice și pictură. Dorim să, după cum vedeți, copiii sunt foarte încântați, lucrează în echipe, sunt clasa 1-a și clasa 5-a B, foștii mei elevi, și ne-am gândit să desfășurăm împreună această activitate, deoarece elevii mei, foștii mei elevi, își aduc cu plăcere aminte de vremurile în care eu eram dascălul lor. Printre elevii clasei 1-a A se află și Heba Hassan, o fetiță irachiană venită în România împreună cu părinții și cei doi frați ai săi. Aceasta se descurcă excelent în limba țării de adopție, lucrând luni cot la cot cu membrii echipei sale. Spui și nouă cum te cheamă? Heba. Heba? Și de unde ești tu, Heba? De la Irak. De la Irak? Și ai venit în România? Da. Cu cine? Cu tati și cu mami și cu frații mei. Și frații tăi nu învață și ei? Ba da, am unul la grădi și celălalt este bebe mic. Ce anume colorezi acolo? Poți să ne spui? O pasăre. O pasăre? Cum te înțelegi cu colegii tăi? Am văzut că faceți echipa, sunteți 5 copii, nu? Da. Te înțelegi bine cu ei? Da. Detalii despre școala altfel l-a oferit și profesoara de limba engleză Daniela Șufariu, diriginta clasei a 5-a B. Aceasta susține că toate activitățile din această săptămână au fost gândite împreună cu elevii și cu părinții acestora. Noi am ținut cont de părerile părinților, de opțiunile acestora și abia după aceste opțiuni pe care le-am primit de la dumnealor, am elaborat programul pentru săptămâna viitoare, evident, și în conformitate cu opțiunile părinților și ale elevilor. Și rezultatul a fost că sunt încântați, zicem noi.